Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. O zi specială astăzi, o zi în care cu toții respirăm istorie. Am discutat, am avut și ediții speciale, vom continua discuțiile pe tema acestui subiect și o să vă spun și de ce, sau cel puțin care a fost motivația mea principală, asta pentru că zilele acestea în care au fost majoritatea, am avut zile libere, am auzit discuții, tot felul de discuții pe la colț de stradă, prin magazine, oameni care aveau tot felul de dialoguri, unii dintre ei care nu știau de ce această sărbătoare, se bucurau doar de această mini-vacanță prelungită. Ei bine, asta e datoria noastră până la urmă, să informăm și vom face acest lucru pentru că este nevoie și este rușinos până la urmă să nu ne cunoaștem istoria țării. Dați-mi voie pentru început să vi prezint pe invitații mei din această seară cu care vom analiza și vom dialoga, vom pune sub lupă evenimentele care au avut loc astăzi la Buzău, pentru că, așa cum spuneam, o zi încărcată de istorie astăzi, 24 ianuarie. Voi începe cu primul invitat, doamna profesor de istorie Chiriac Cristina. Bună seara și bine ați venit la noi. Bine v-am găsit. Și domnul Vasile Minică, bună seara, bine ați venit, un prieten vechi al nostru. Bine v-am găsit. Haideți să începem mai întâi cu un scurt rezumat al acestui eveniment, pentru că astăzi istoria, să spunem că a fost la loc de cinste, s-a tot discutat și noi avem și câteva materiale. Și de ce insist pe lucrul acesta? Pentru că, da, chiar încă există buzoieni care nu știu ce se sărbătorește asta, ce s-a întâmplat pe 24 ianuarie 1859, mai aud așa răzleg de Cuza, astăzi l-au și văzut la Muzeul Județean, unii poate n-au înțeles prea tare, s-au bucurat oricum acolo, au dansat fericiți în Hora Unirii, dar informațiile sunt așa dispersate și haideți să le punem capăt la capăt și să înțelegem de ce trebuie să știm ce s-a întâmplat pe 24 ianuarie 1859, ce rol a avut Alexandru Ioan Cuza și cum a decurs istoria mai departe, pentru că a fost un moment extrem de important pentru țara noastră. Haideți să începem cu acest scurt rezumat istoric. Astăzi sărbătorim Mica Unire, așa este cunoscută în istoria poporului nostru, data de 24 ianuarie 1859. Acest eveniment a avut loc ca urmare a luptei de decenii dusă pe teritoriul celor două țări, Țara Românească și Moldova. Pentru prima dată, problema unirii celor două țări s-a pus în timpul Revoluției de la 1848. A existat un program, Principiile noastre pentru reformarea patriei, redactat de Vasile Alexandri și cu contribuția lui Cuza, Costache Negri, absolut, da, când într-un articol din programul respectiv se specifica unirea Moldovei și a țării românești într-un singur stat neatârnat românesc. Deci erau prevăzute două obiective, și unirea și independența. Lucruri care s-au realizat. Într-adevăr, primul s-a realizat la 11 ani de la Revoluția de la 1848. Sigur că între Revoluția de la 1848 și anul 1859 au avut loc niște evenimente care au creat, au favorizat înfăptuirea acestui moment. Deci premergătoare. Exact, exact. Și acest moment s-a realizat în primul rând datorită faptului că Rusia a fost înfrântă în războiul cu Imperiul Otoman, așa numitul războiul Crimeei, pentru că s-a desfășurat în peninsula Crimeei, din 1853-1856. Istoria nu se judecă cu dacă, dar dacă Rusia ar fi ieșit învingătoare, nu știu dacă momentul ar fi avut loc în 1859. Deci, înfrântă Rusia, a trebuit să renunțe la protectoratul față de cele două țări române. Fiind înfrântă, s-a constituit Congresul de Pace de la Paris, unde marile puteri, Anglia, Franța, Prusia, Sardinia, s-au reunit și au hotărât. Unul dintre punctele acestui tratat a fost și unirea celor două țări. Și sigur, nu în mod specific. După Revoluția la 1848, revoluționarii au fost alungați din țară și au găsit sprijin în marile puteri, s-au stabilit în capitalele europene, unde au redactat memorii în favoarea unirii. Deci ei au continuat lupta și după înfrângerea Revoluției. Au popularizat practic ideea aceasta a unirii în marile puteri, în capitalele marilor puteri, făcând astfel posibilă sprijinul marilor puteri față de acest eveniment. Și sigur, așa a cunoscut și Franța și Anglia dorința celor două state de a trăi unite, pentru că vorbeau aceeași limbă, pentru că aveau același trecut, pentru că existau niște condiții obiective. Și în 1856 s-a hotărât constituirea, adică
unor adunări ad hoc, din care să facă parte reprezentanții tuturor statelor, tuturor claselor sociale, de la vlădică până la opincă, de la domn până la țăran, în care să spună părerea. Deci era consultat poporul român. Și pentru prima dată țăranii erau și ei consultați într-o problemă de ordin național. În 56 a avut loc Congresul de Pași la Paris, în 57 s-au constituit aceste adunări ad hoc, care au fost fraudate în Moldova în 57. Doamna profesoară, da? Haideți să ne spuneți puțin momentul acesta, pentru că vedem încă de pe vremea aia alegerile au fost fraudate. Exact. Adică, deci în Moldova a fost România avem așa niște rădăcini din astea un guvernator, Nicolae Vogoride, care era omul porții și care servea interesele porții și care a falsificat urnele cu voturi, listele. Știu că avea o promisiune din partea Imperiului Exact. Osman, dacă nu mă înșel, care... dacă va fi susținut, da. Au fost fraudate. Și care a fost trădat de sora lui, Cocuța Vogoride, care era puțin prietena lui Cuza și care i-a dat lui Cuza scrisorile. Vedeți, alianțele astea politice care au existat dintotdeauna. Și el le-a publicat la Paris și Franța atunci a sprijinit, a cerut Imperiului Otoman să anuleze alegerile, au loc noi alegeri, unioniștii ies învingători. Deci, practic, scrisorile acelea de încredere au fost luate de soră și date mai departe lui Cuza, care le-a publicat la Paris și s-a văzut că poarta uneltea absolut și că alegerile au fost fraudate. Prin publicarea acelor scrisori. În 1858 au loc adunările ad hoc și care stabilesc un program iarăși cu 5 puncte. Primul era unirea celor două țări sub un principe străin dintr-o casă domnitoare a țării. Deci era dorința românilor de a-și aduce un domn străin. Se săturați, românii s-au săturat de luptele dintre familiile de boieri pentru alegerea unui domnitor și care să nu reprezinte interesele... Dacă ne gândim puțin așa și facem o paralelă, ne dăm seama că... Păi această dorință a dus și la alegerea lui Carol, mai târziu. Da, iată câte... Exact, este dorința poporului român. De extrem de puternică și una... După ce Cuza a preluat puterea și la un moment dat chiar a... făcut, să zicem, puțin abuz, pentru că așa s-a... O să vorbim și despre reformele lui Alexandru Ioan Cuza. Vreau să vorbim, pentru că la fel acolo sunt niște reforme interesante. Exact. Deci în 58 au loc, s-au stabilit aceste lucruri și rezultatul alegerilor, rezultatul adunărilor acolo au fost trimis marilor puteri care se convoacă din nou la Paris și elaborează o convenție, un act care avea rol constituțional pentru cele două țări. Dar pentru că interesele marilor puteri erau foarte mari, la gurile Dunării, pentru că Imperiul Otoman nu dorea ca cele două țări să se unească pentru că știa că unite vor deveni mai puternice și vor obține mai ușor independență. Pentru că Imperiul Habsburgic se împotrivea unirii, Imperiul Habsburgic stăpânea Transilvania și se temea să nu piardă Transilvania. Deci conflictul acesta dintre marile puteri a făcut ca... la Paris, să nu se hotărască unirea, ci o unire surogat. Ele erau unite doar cu numele Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești, cu domn separat, adunare separată, guvern separat, parlament separat, doar la Focșani, două instituții comune. O cameră legislativă care să elaboreze legile comune celor două țări și o curte de casație. Practic, ele erau despărțite, doar cu numele erau unite. În aceste condiții și s-au stabilit datele pentru alegerea domnitorilor. Pe 5 ianuarie trebuia ales domnul în Moldova și pe 24 ianuarie trebuia ales domnul în Țara Românească. Și aici lucrurile devin foarte interesante. Pe 5 ianuarie a fost ales în unanimitate Cuza la Iași și în acel moment liberalii în frunte cu Mihail Cogălnicianu și-au dat seama că unirea poate fi realizată. Și au speculat convenția de la Paris, care nu prevedea ca domnul ales în Moldova, la Iași, să nu fie ales și în Țara Românească. Și au găsit portița de salvare, practic. Mihail Cogălnicianu spune la un moment dat că unirea națiunea a făcut-o, pentru că, practic, ei au constituit motorul, dar cei care au participat, în momentul acesta, liberalii au pregătit alegerea lui Cuza în Țara Românească și se spune că pe dealul Mitropoliei, acolo unde era camera electivă, cea care trebuia să desemneze noul domnitor, au fost bombardată pur și simplu și înconjurată de peste 30.000 populația Bucureștiului de atunci și amenințată cu pătrunderea pe uși prin ferestre dacă cel desemnat de ei nu va fi tot Alexandru Ioan Cuza. Deci pe 24 ianuarie 1859 Cuza este ales domnitor al Țării Românești. Alegând un singur domnitor
se putea realiza unirea, pentru că ele continuau să rămână cu două capitale, Iași-București, cu două parlamente, cu două guverne. Era foarte greu să conduci o țară cu două capitale. Și sigur că misiunea era foarte grea pentru viitorul domn, pentru Alexandru Ioan Cuza, și meritul lui este acela că a avut puterea, energia și tăria de a realiza acest lucru. Sigur, sprijinit, din punctul meu de vedere, statul modern român, care se realiza practic prin unirea celor două țări, este opera lui Mihail Cogălnicianu. Din spate, cum ar fi, cel care a realizat programul de reforme și pe care Cuza l-a pus în practică. Bun. Mihail Cogălnicianu reprezintă cel mai mare gânditor al secolului XIX al românilor. Nu putem vorbi de secolul XIX fără să vorbim de Mihail Cogălnicianu. Este o figură emblematică. Extraordinar. Și sigur că din acel moment Cuza avea misiunea să realizeze unirea efectivă, administrativă, teritorială. Și pornește acest obiectiv cu greutate și cu sprijinul Franței. Bun. Franța a fost cea care l-a sprijinit în realizare. Ne oprim un pic aici, pentru că după vom discuta ce s-a întâmplat după momentul în care Cuza a fost ales și despre reformele lui, care au fost reforme extrem de... Dar unirea nu s-a realizat. Unirea se va realiza abia în decembrie 1861, când Cuza va obține din partea Imperiului Otoman recunoașterea lui ca domn al celor două țări. Deci el începe să unifice telefonul, telegraful, bineînțeles, imediat după alegerea lui. Dar nu era recunoscut de marile puteri, nu era recunoscut de poartă, care rămăsese totuși puterea suverană a celor două țări. Da. Și el reușește cu sprijinul Franței să determine poarta. Bine, este și un moment aici favorabil. Poarta reușește în 61 să-l recunoască pe Cuza, dar să recunoască unirea, dar numai pe perioada domniei lui Cuza. Interesant, da. Și această perioadă este perioada creierii statului român modern. Bun. Vreau acum să ne oprim un pic aici, pentru că avem un material. Apropo că am tot vorbit de Cuza, o să vedem cum astăzi să spunem că buzoienii, Cuza de fapt le-a vorbit buzoienilor, a fost un moment organizat în curtea Muzeului Județean, o participare extrem de numeroasă, cu mic, cu mare, au profitat probabil și de ziua aceasta liberă. Haideți să vedem ce le-a spus Cuza buzoienilor, da? Este un actor buzoian. Păi a trecut pe aici, de la Iași, a trecut pe la Mitropolie, da. Acolo s-a oprit. Este vorba despre un actor, doi actori de fapt buzoieni, dar vom vedea și ce au simțit și cum văd și ce știu buzoienii despre această zi 24 ianuarie, materialul următor și apoi ne întoarcem. Domnilor, astăzi este cea mai mare zi din câte au văzut românii în analele istoriei lor. Iată-l pe Alexandru Ioan Cuza. Domn! Domn al Moldovei și al țării românești! Domn al Unirii! Fraților, noi, Alexandru Ioan Cuza, întâi, prin mila lui Dumnezeu și prin voința voastră, domn al Principatelor Unite, vouă, cei prezenți acum, și vouă, cei viitori, sănătate și bucurii. Prin voința voastră, a poporului, am fost aleși domnei Moldovei și ai țării românești. Și pentru asta vă mulțumesc și vă pun în mâini inima mea, asemeni țării
pe care o iubesc. Da, am avut doar momentul cu Cuza. Întrebam pe doamna profesoară în timpul materialului dacă nu îi se pare că eu așa am observat că actorul care a jucat rolul lui Cuza astăzi seamănă foarte, foarte bine cu figura lui Cuza din manualele de istorie. Extraordinar de mare asemănarea. Și îmi spune doamna profesoară că da, așa este. Da. Bun. Da, a fost un moment pus în scenă de actori buzoiani, așa cum spuneam, un altfel de un altfel de moment, da, față de cum eram obișnuiți până acum. Da, și zic eu că e într-adevăr de admirat. Mă rog, noi am scos aici doar un fragment, doar o parte din ceea ce s-a întâmplat, cei care au fost prezenți. Deci o acțiune frumoasă. Da, exact, o acțiune care în primul rând poate copiii, poate cei mici care nu înțeleg foarte, foarte bine. Mai repede rețin foarte bine. Pentru că, da, iată, și în acest fel putem să reținem o parte, o mică parte adevărată din istorie. Haideți să revenim la ce ne spuneați dumneavoastră. Bun, deci revenim în 1861, atunci când Cuza a fost recunoscut. De Imperiul Otoman și unirea a fost recunoscută, dar numai pe timpul domniei lui. Deci misiunea lui practic începe foarte greu din 1862. Pe 22 ianuarie 1862 se constituie primul guvern unic și capitala se mută la București, da. Iar pe 24 ianuarie 1862 se înființează Parlamentul Unic la București. Deci practic cele două instituții care aveau să conducă statul modern creat. Pentru asta însă trebuia adus la înfăptuire programul de reforme pașoptist, cel pe care revoluționarii și-l asumaseră deja. Și cum spunea în 1848 Bălcescu, făcându-l pe țăran proprietar, asigurăm progresul României. Progresul țării, că nu era România atunci, progresul țării. Deci, principala reformă pe care Cuza trebuia să o înfăptuiască era reforma agrară. Dar cum să înfăptuiește această reformă agrară când nici guvernul nu susținea această reformă, era alcătuit din boieri și boierii erau marii proprietari de pământuri și parlamentul, datorită censului ridicat, era alcătuit din boieri și nici ei nu susțineau această reformă. Și atunci, sigur, există chiar opinia că Cuza ar fi participat la asasinarea primului ministru de atunci, Barbo Catargiu, și că înlocuirea acestuia care se opunea reformei, așa, a dus la înfăptuirea reformelor care au creat cu adevărat statul modern. Care au fost reforme? Păi atunci s-a introdus codul civil, codul penal, legea contabilității, legea administrației, primul sistem de impozite, s-a creat, în 1864 s-a creat Senatul, cea de-a doua, iată ce Parlamentul de... au fost. Păi atunci s-au creat toate instituțiile statului modern. Nu? Deci chiar a fost criticat de conservatori crearea acestui stat modern, nu? Exista opinia că sunt reforme mult prea radicale, mult prea înaintate față de nivelul de dezvoltare al țării. Și cum erau oamenii obișnuiți. Bun. Dar acest lucru a asigurat progresul social. Cea mai importantă reformă era reforma agrară. Și această reformă s-a înfăptuit tot datorită lui Mihail Cogălnicianu, care ajunge șef al guvernului și care își dă seama că trebuie să creeze un fond de proprietate. Și în 1863, pe 25 decembrie, este dată legea secularizării averilor mănăstirești, lege care este foarte contestată și astăzi de Biserica Română, da. Așa, prin care au fost trecute în proprietatea statului toate, aproape un sfert din pământurile care aparțineau, adică toate proprietățile bisericii, a mănăstirilor, nu numai a celor închinate muntelui Athos și care părăseau practic, venituri care părăseau țara, dar toate averile bisericii au fost confiscate. Și în acest fel s-a creat o bază materială pentru reforma agrară. Reforma s-a înfăptuit în urma micii lovituri de palat, cum a fost ea denumită și a intrat în istorie. La 2 mai 1864, datorită opoziției pe care Cuza o întâmpina mereu și nu putea să înfăptuiască, a dizolvat Parlamentul, a pus un nou șef de guvern și a trecut la înfăptuirea reformei agrare, care s-a votat de către nou parlament, micșorează censul, deci lărgește baza electorală prin micșorarea censului. Censul era
aveai drept de vot dacă aveai o anumită proprietate, nu? Și censul era foarte ridicat la început. Ca să înțelegeți, vă dau un singur exemplu. În județul Ismail din Dobrogea era un singur deputat, care el singur s-alegea și era tot timpul în Parlament când numai el avea. Deci vă dați seama cât era de ridicat. Ei, Cuza dă o nouă lege electorală, mișorează censul și în Parlament pătrund și micii proprietari. Deci burghezia, cea care dorea elemente ale burgheziei, nu era ea dezvoltată, care era interesată în dezvoltarea economică a țării. Și astfel el poate să înfăptuiască reforma. Pe 14 august 1864 este dată legea agrară, prin care țăranii erau desrobiți, deci erau liberi, nu? Și împroprietăriți în funcție de numărul de animale. Erau împărțiți în trei categorii. Fruntași, primeau 5 fălci, era unitate de măsură da. Pentru vremea respectivă. Fruntași, mijlocași, 4 fălci și codași, care aveau 2 fălci, o proprietate mai mică. Și au mai fost, au primit loc de casă, deci vreo 400 și ceva de mii de țărani au fost împroprietări și vreo 60 de mii au primit loc de casă. Reforma n-a rezolvat problema țăranilor. Dar este prima reformă și cea care permite pătrunderea relațiilor capitaliste în agricultură. În primul rând, această reformă îi face pe țărani liberi. Deci nu mai sunt legați de pământ și de servituțiile boierești. Deci ei devin liberi. Chiar dacă nu aveau pământ, puteau merge la oraș să-și găsească o slujbă și să trăiască altfel. Bun, sigur, deci iată ce trebuie să rețină cei de acasă despre Alexandru Ioan Cuza, da? Am aflat cum s-a făcut această unire și lucrurile foarte importante care a făcut după momentul în care i-a fost recunoscută. Eu v-am spus, toate reformele au fost gândite de Mihail Cogălecean. Dar trebuie să ținem minte, tot da? Tot programul al reformelor este gândit de Cogălecean. Da, interesant, foarte interesant lucrul acesta, da? Cuza este cel care a stat în față, cel care, este personalitatea care și la un moment dat Cogălnicianul se bucura de o popularitate mai mare decât domnitorul, ceea ce a dus și la cearta dintre cei doi și la înlăturarea lui Cogălnicianul din funcția de prim-ministru. Ei, în momentul în care Cuza renunță la Cogălnicianul, nu mai înfăptuiește absolut nimic. Iată și dovada. Și, da. Și acest lucru demonstrează că exact. Opera lui Cuza este de fapt opera lui Cuza și Cogălnicianul. Deci din punctul... spatele lui absolut, Cuza era Cogălnicianul. Bun, sigur. Haideți să mai revenim și la evenimentele de astăzi. Și mai avem un material pentru că, să spunem că ziua de astăzi, 24 ianuarie, a început la Buzău, în zorii zilei, pe peronul din gara CFR, acolo unde a poposit preț de câteva momente trenul Unirii. Cel de la București la Iași. Da, o rută care n-a fost deloc aleasă întâmplător, a fost ruta București-Iași. A poposit și în Buzău? Și în Buzău, unde, ce credeți, mulți buzoieni au venit special să vadă acest tren tractat de o locomotivă tricolor. Trenul a fost un interregio, a avut și pasageri speciali, am numit noi un grup de bicicliști care au purtat tricolorul și au vrut să sărbătorească unirea pe bicicletă. Bun, da. Buzoienii și-au putut procura bilete la clasa 1, loc rezervat, sau la clasa 2. Cred că la clasa 1 a fost biletul undeva 107 lei, dacă mi-aduc eu bine aminte, la clasa 2 ceva mai ieftin, dar ideea este că cei care au vrut într-adevăr să simtă ziua asta istorică au putut să o facă și am avut buzoieni care și-au procurat bilete și au mers până la Iași, se întorc pentru că ruta este retur în această seară, ajunge trenul din nou în București. Haideți să vedem și noi, este un scurt material și o să-l rog pe colegul meu din emisie, pe Alex Nicolae, să avem prima dată materialul cu trenul, da, și acele, mă rog, câteva interviuri cu buzoienii care ne spun că au venit special acolo, așa, apoi imediat să urmărim și materialul în care peste 1500 de buzoieni s-au prins astăzi în Hora Unirii și după revenim cu câteva comentarii. Special a vedea ca să soția într-un Moscova trenul Unirii. Cred că e foarte amenajat, eu știu. Suntem 20 de bicicliști de la București, mergem la Iași, ne așteaptă acolo bicicliștii, dar abia așteptăm să mergem, facem o punte de legătură cu ajutorul CFR pentru a merge împreună să dansăm Hora Unirii pe bicicletă. E bine, e frumos. Ați mai dansat Hora Unirii până acum? Nu. No.
n-am mai dansat. Prima dată? Prima dată. Frumos? Frumos. Frumoasă, ca de obicei. Ați mai dansat? Bineînțeles. Anul trecut? Da. Și anul ăsta cum e? Mai bine? Tot. Același sentiment de bucurie. Ce vă inspiră această formă? Amintirile, istoria. O trăim, o retrăim. Absolut minunat. Unul dintre cele mai frumoase pe care le-am făcut. E prima dată? Când fac uza, da, absolut. Ora Unirii ce-ți inspiră? Uf, lanțul ăsta care ar trebui să apere țara. Format din noi. Ce știi despre această Ora Unirii? Toți ne strângem ca să sărbătorim Marea Unire. Să sărbătorim unirea românilor. Da, am făcut-o cu mare plăcere. Și am și cântat. Am și cântat. Ne pare bine că am venit aici și atâta lume și toată lumea e patriotă și am avut-o din palme, așa de frumos. Ce vă inspiră Hora Unirii? Dragoste de țară, de patrie, de unire. Pace și liniște să avem în țară în și continuare. Și înțelegere și toleranță. Da, iată, vorbeam, comentăm și în pauza de, din, de fapt, pauză, pe timpul materialului, comentez aici cu doamna Chiriac și cu domnul Minică și eu chiar spuneam că sunt și tineri care, într-adevăr, știu însemnătatea evenimentului de astăzi, dar cel mai mult, spunea doamna profesoară, vă asigur eu că cei mai mulți sunt cei mai în vârstă, care au și crescut, cred că în spiritul ăsta patriot și iată, am și văzut pe doamna de mai devreme, care spunea dragoste de țară, ce simțiți? Asta este cel mai important. Vă întrebam pe timpul materialului cum se sărbătorea înainte 24 ianuarie. Erau manifestații mai... Nu era zi liberă. Erau acțiuni la Focșani. La... Acolo unde în fiecare an sunt acțiuni mai deosebite. Deci era orașul care practic unea cele două țări. Acolo se aflau cele două instituții. Nu? Administrative, da, deci era o curte de casație și o cameră legislativă care să elaboreze legile comune celor două țări și deci era practic orașul care unea cele două țări. De-aia avea o semnificație deosebită. Nu? Și Milcovul care practic separa cele două țări, da, și prim. Și... Da, da, da. Bun. Spuneți-mi cum vedeți apropo de ziua liberă, că înainte nu era zi liberă. Cum vedeți dumneavoastră, domnul Minică, trebuia zi liberă sau ne-am obișnuit așa la orice sărbătoare națională, gata, liber, mini-vacanță? Am înțeles că ea a fost dată și au fost date mai multe zile libere pentru că eram țara cu cele mai puține zile libere din Uniunea Europeană. Atunci le-am mai, și atunci au găsit ei care sunt mai... Da, una peste alta e o măsură bună asta? Da, sau? Da, da. E o măsură bună că s-a dat 24 ianuarie, da, 23, nu știu, să le dai liber luni și să învețe sâmbătă. Asta la școli mă refer. Asta pentru anul ăsta. Da, pentru anul ăsta. Dar discutăm legislativ, practic 24 este zi recunoscută liberă. Da, acum va deveni zi liberă și... Și cred că e un lucru foarte bun. Exact. Tocmai și marcarea cu libera acestei zile ne va face pe noi toți, indiferent tineri, să conștientizăm și să ne bucurăm și să realizăm ce s-a întâmplat la 24 ianuarie, așa cum spunea doamna profesor, că de fapt crearea statului modern român s-a creat la această prin dată. Prin unirea celor două țări. Și da, că este, dacă vreți, plecarea în dezvoltarea economică, socială a acestor ținuturi și libertatea cumva de acțiune a acestor... Progresul pe care l-a cunoscut țara, România devine prin actul din 1866, prin Constituție. Ele se vor numi încă din 59 până în 66 Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești. Dar practic era o țară. Din 59 ea a devenit o țară. O țară care urma pașii... Și datorită reformelor foarte înaintate și modernă. Și un stat modern. Da. Vă povesteam înainte că eu știu materialele, le-am pregătit împreună cu colegii mei. Bâlbâiala așa și luați un pic emoționați poate și de unii echipa noastră. Putea. Unii pentru că într-adevăr chiar nu știau, au cam uitat ce sărbătoreau și de ce au venit la eveniment. E un pic tragicomic așa, dar haideți, vă invit să urmărim materialul împreună și revenim. Ce știți despre ziua de astăzi? Ce semnifică ea? Poveți. Ce știți că semnifică ziua de astăzi? Ziua României. Și cum sărbătoriți? Foarte bine, cu plăcere. Ce știți că a însemnat ziua de 24 ianuarie în istoria țării? Asta nu știu. Nu pot să le spun acum, că nu scuzați. Mulțumesc.
pentru să văd și eu asta Unirii, Ora Unirii aici. Să... Ce știți despre această Ora Unirii? Păi ce să spun, am văzut și eu cam ce e frumos așa, ce n-am venit niciodată, acum am venit prima dată, am văzut aici mai multă lume. Aici, la Unirea Principatelor Române. Ce știți despre momentul ăsta din istoria țării? Din perioada lui Alexandru Ioan Cuza. Dansa Ora Unirii? Astăzi nu, dar înainte da. Cum sărbătorii ziua de astăzi? Principiul interna, adică al României. Ce să văd? Este ziua Unirii și am venit astăzi aici pentru a juca Hora Unirii. Ce semnifică această Hora Unirii? Unirea Transilvaniei cu... Unirea cu Transilvaniei, dar nu știu cum. Și ți-a plăcut? Da, mi-a plăcut foarte mult. Am și jucat Hora Unirii alături de prieteni din cartier și de la școală. Am chemat toți elevii pentru a juca Hora Unirii. Ce știi despre această Hora Unirii? Toți ne strângem ca să sărbătorim Marea Unire, să sărbătorim Unirea Românilor. Da, ați văzut, de, mă rog, tineri la care mulți dintre ne așteptam, exact ce spuneam. E, cale lungă, aici vreau să spun, mi-ar fi plăcut să auziți reacțiile când tânărul din imagine a spus Unirea Transilvaniei, au eleu, nu mai știu cu cine, doamna profesoară, aici era cu mâinile pe cap, nu se poate. Apropo de lucrul acesta, ați lucrat și aveți ați ani de experiență cu copii, istoria spuneați dumneavoastră în altă întâlnire. Este partea cea mai iubită de copii, istoria modernă, exact. Bun. Începând de la 1848 și până la războaiele mondiale, este perioada cea mai iubită și cea mai învățată de copii, să știți. Bun, ne bucură să da, simt, da, pentru da, că da, da. Istoria înseamnă să ne cunoaștem istoria țării, să ne cunoaștem rădăcinile. Da? Și foarte important, o să luăm o scurtă pauză de publicitate, dar o să vedem pe partea a doua a emisiunii că istoria, și aici doamna profesoară de față o să facă conexiunile și o să ne explice cât de bine putem înțelege contextul actual politic dacă prezentul cunoaștem, exact, și istoria, prevedea viitorul dacă ne știm mai important de atât. Exact, să ne mai important de atât. Trecutul pentru a ști ce sigur, da. Sigur. Bun, luăm acum o scurtă pauză de publicitate, rămâneți alături de noi pentru că revenim. Da, am revenit și ne întoarcem la a doua parte a emisiunii pe scena politică actuală, care în aceste zile, cu toții știm, unde să spunem că apele sunt cam tulburi, lucrurile nu sunt deloc pe rost, pentru că ordonanța privind amnistia și grațierea a scos oameni în stradă și înțeleg eu că în urmă cu jumătate de oră, da, la ora 17 în piața Universității din București, din nou s-au strâns oameni tineri care protestează vis-a-vis de această ordonanță. Aș vrea pentru început să vă întreb pe rând, să-mi spuneți care este punctul dumneavoastră de vedere. Unde vor duce astfel aceste acțiuni? Pentru că vorbim totuși despre o participare extrem de numeroasă. E adevărat, aceste proteste sunt prezente în marile orașe. Vom discuta și despre ce s-a întâmplat la Buzău. Am avut așa un protest anemic, o încercare a ieșuat și vom vorbi și despre asta. Dar pentru început aș vrea să știu părerea dumneavoastră. Cum vedeți aceste acțiuni și unde credeți că vor duce ele? Care va fi finalitatea? Doamna profesoară, haideți să începem cu dumneavoastră. Eu consider că aceste proteste sunt binevenite. Din punctul meu de vedere, ele încearcă să apere statul de drept. Ce este statul de drept? Este statul prin care instituțiile funcționează independente unele față de celelalte. Deci neamestecul, separarea totală a puterilor, neamestecul puterilor între ele și mai ales și alegeri libere. Deci aceste lucruri trebuie păstrate cu sfințenie. Asta înseamnă cu adevărat democrație.
Ce m-a bucurat este că la aceste proteste au participat foarte mulți tineri. Am observat din interviurile pe care le-au acordat că sunt în cunoștință de cauză. Adică nu merg oameni acolo care nu știu ce se întâmplă și se alătură. Doar deci ei vor o țară, vorba cântecului, vor o țară ca afară, o țară în care justiția să-și facă treaba și în care politicul să nu se amestece. Deci, dar în momentul de față, unde credeți că ne poziționăm apropo de amestecul politicului în justiție? Păi, într-o țară în care democrația nu este perfect înțeleasă, nu este bine înțeleasă. Deci, separarea puterilor în stat înseamnă cu adevărat separarea puterii executive de puterea legislativă, de puterea judecătorească. Deci nu se poate ca după 3 ani de la numirea acestui guvern să fie date aceste ordonanțe. Da, eu sunt de acord că trebuie grațiați și amărâția datorită condițiilor pe care le au. Dar timp de 4 ani de zile am înțeles că Uniunea Europeană e obligată de mai mult timp să construiască și să amenajeze și să acorde condiții umane celor din deținuților din penitenciar. Este normal, este normal. Și am avut, ați văzut, Elena Udrea a ieșit atunci și a spus, domnule, este inuman ce se întâmplă. Exact, exact. Chiar dacă vorbim despre niște deținuți în condiții mizerabile, dar una e una, alta e alta. Sigur, adică el nu este condamnat la moarte. El este condamnat privarea de libertate. Deci nu este condamnat la moarte. Dar asta fă-o în mod apărând legea și cu participarea instituțiilor judecătorești, adică a CSM-ului, a Parlamentului, toate ONG-urile, toate instituțiile abilitate și printr-o transparență totală. Adică legea să fie cunoscută, discutată, comentată de toată lumea, de cei avizați, nu de... Dar nu așa să dai un tronc, o ordonanță și care să vizeze și interesele unui anumit grup. Da. Bun, înțeleg că avem un telefon. Alo, bună seara! Să rămână, bună seara, la mulți ani! La mulți ani, da, dacă putem să spunem și la mulți ani. Vă ascultăm! Da. Aș dori să fac câteva comentarii cu referire la vizita domnitorului Cuza în Buzău. Da, vă rog! Dacă mi se... Sigur permis. Că da, pentru că timpul nu ne-a permis, n-am discutat, dar vă rog, înțeleg. Chiar vă rog! Da, deci domnitorul a fost întâmpinat în zona Poșta Cârnăului, deci acolo se făceau schimbul de cai, de asta și spune Poșta Cârnău, și de către administratorul districtului, acum a venit prefectul din acea vreme, s-a improvizat un arc de triumf, a fost întâmpinat cu pâine și sare de către, știu eu, cumva... foarte mulți boieri, tineri și așa mai departe. La intrare în Buzău, în zona Palatului Episcopal, a fost întâmpinat de un escadron de cavalerie comandat de maiorul Filipescu și întâmpinat de către episcopul din vremea aceea, Filotei. Ce se vede acolo în stânga dumneavoastră, da, avem și imagine. Acea pictură, da, acea imagine pe ecran, acea imagine se regăsește în Palatul Episcopal și reprezintă primirea de către episcopul Filoptei al domnitorului Cuza, se vede și un soldat din gardă și cu gălnicean. Aș aminti că, nu știu dacă mai... Pe scurt, vă rog, să ne permită cameră. Timpul. Cât mai pe scurt? La etaj era și camera. Deci domnitorul a fost găzduit în acea seară. La etaj a fost și amenajat camera domnitorului, unde deasupra era un portret, patul, o carafă, un lighean. Nu știu dacă mai există acele lucruri. Toate aceste lucruri pe care vi le povestesc eu, le-a scris părintele Gabriel Cocora, marele istoric al nostru, într-o carte pentru libertate și
publicitate, studii, articole și documente da. Din istoria. Mulțumim foarte mult pentru precizarea aceasta care ați făcut-o. Sunt foarte multe de discutat. Va aproba aici doamna profesoară, dar nu ne permite, din păcate, spațiul emisiunii. Mulțumesc tare mult. Este foarte, e foarte bine. Iată, avem, există interes da, pentru istorie. Dar să revenim la discuția noastră și vorbeam despre mișcările acestea și despre acțiunile acestea de protest. Și spuneați dumneavoastră că să nu înțelegem și mai ales cei de acasă, da, să nu înțeleagă greșit. E adevărat, condițiile din închisori sunt grele și trebuie schimbate. Și nu sunt condamnați adevărat la moarte, ei sunt condamnați la privarea de libertate. Deci au dreptul la niște condiții decente. Pentru asta trebuie să lupte guvernul. Să le creeze condițiile alea decente, nu să-i scoată din închisori. Da, și există și temeri în domnul Minică, ați văzut că și cunoașteți noastră, există și temeri în rândul populației, oamenilor de rând, care spun, domnule, ce ne facem, că ei este afară din pușcărie și aici, pe lângă, nu vorbim de politicieni, da? Că aici este practic, de aici a pornit nemulțumirea cea mai mare, păi ce faceți, dați legi ca să-i scoateți pe ei voștri din închisori? Pe lângă aia ies și alții. Exact, pe lângă aceia ies și alții care pot da în cap, pot omorâ, pot viola, pot tâlhări și așa mai departe. Și atunci ce facem? Vrem să avem o societate curată sau unde ne întoarcem? Că înainte, în campanie electorală, promiteam bani mai mulți la educație. Nu știu unde am citit în presa centrală că nu sunt mai puțin bani anul ăsta la educație. Și din s-a împărțit bugetul pe față de anul trecut. Două, pe partea de educație și partea de cercetare. Bun, și atunci, dar iată, cumulat sunt 6%? Nu cred. Oricum, comparabil cu cei din anul din anii trecuți, că bun, niciodată nu s-au dat. Cum vedeți dumneavoastră, domnul Minică? Eu văd în felul următor. Cred că principalele vinovați sunt guvernanțe pentru că s-au grăbit. Cu ce anume s-au grăbit? Păi s-au grăbit cu această ordonanță de urgență, pentru că o asemenea măsură o pregătești. Absolut. Sunt puțin, cum să spun, sau am o altă opinie vis-a-vis de doamna profesor cu privire la consultare. Dacă discutăm de separația puterilor în stat, da, cred că Parlamentul trebuie să se consulte cu alegătorii, cu ONG-urile, mai puțin cu partea judecătorească, ținând cont de faptul că e o altă parte a puterii. CSM-ul are rol din punct de vedere al organizării judecătorești. Ei au dat vot negativ. Au dat aviz negativ, care nu este decât consultativ. Este greu să te adresezi, au dat aviz negativ, dar când se duc și România este chemată în judecată la CEDO, da, ce fac? Că da, ei reprezintă statul român. Da. Aici e un conflict de interese. Da. De-aia spun că s-a grăbit guvernul cu această măsură, ministrul, guvernul în ansamblu, da, pentru că trebuia o consultare mai largă și transparentă. Da. Ce se întâmplă? Intervenția președintelui, și eu aș spune că a fost o intervenție în forță a președintelui, cumva i-a făcut să demonstreze că de fapt nu era destul de avansată această decizie finală a guvernului, în sensul în care în acea zi de 18 ar fi fost doar pusă pe site, tocmai pentru a avea părerea societății civile și a avea o consultare publică. Cred eu că trebuie să ne așezăm ușor. Este foarte bine că se demonstrează, pentru că așa forțăm mediul politic să țină cont de noi. Da, și fără violență, adică să țină cont de noi. Dar trebuie cu toții să stăm, cu toate că e frig afară, cu picioarele în apă rece și să luăm deciziile cele mai înțelepte. Și cred că a veghea la modul în care se iau decizii care ne privesc pe toți, este un lucru extraordinar de pozitiv și asta demonstrează, așa cum spunea doamna profesor, că tinerii încep să înțeleagă ce se întâmplă cu societatea și cu acest stat modern din 1859. Și dacă faci o comparație, deci alegerea lui Cuza în Țara Românească a fost forțată de participarea maselor. Deci bucureștenii s-au mobilizat și au ocupat dealul Mitropoliei, amenințându-i că vor pătrunde acolo dacă nu vor desemna pe el domnitor. Aici oamenii au participat, dar nu în forță și nu cu violență, dar faptul că au ieșit în stradă le-a dat de discutăm gândi de altă perioadă de timp. De altă perioadă de timp. De altă mijloace de informare. Și de la București, și exact, normal, exact, acolo, sigur. Și asta demonstrează că oamenii sunt interesați în realizarea cu adevărat a unui stat de drept. Și a unui stat cu adevărat democratic, autentic. Nu. Ce vreau să mai spun, încă un lucru, este faptul că e bine că se iese,
Dar nu e bine că se politizează sau se caută ca partidele sau chiar și prezidenția caută să profite de această ieșire a maselor în stradă. Ați văzut că s-a discutat intens pe canalele media zilele acestea prezența președintelui Klaus Iohannis în mijlocul protestatarilor. Și a unor parlamentari. N-aveau ce să caute. Asta spuneam și eu. N-aveau ce să caute cei care sunt jucători. Baie de mulțime. Să-și asigure într-un fel popularitatea exact. Și să profite de... Pentru că, apropo de popularitate, ați văzut, mulți au discutat și au spus că e într-un cont de umbră președintele. A scăzut foarte mult în sondaje. Așa este, lucru care îl vede și îl simte toată lumea. Da. Și nu vă supărați, nici n-avea cum să nu scadă. Pentru că toate măsurile și unele chiar care au fost luate de către guvern, benefice pentru popor, să spunem așa, președinția și opoziția le-au contestat la Curtea Constituțională și mai departe, zic eu, doar de a trage de timp și până la urmă a demonstrat că nu au dreptate. Ori lucrul ăsta nu putea să se aștepte că le va aduce beneficii din punct de vedere al imaginii și al creșterii în sondaje. Despre ce credeți? S-a îngropat, să spunem așa, cu ghilimele, cu această ordonanță grăbită, cum spuneați dumneavoastră, pentru că am văzut ce au scandat românii și lozincile acelea, având în vedere că trecutul lui nu e tocmai curat. Nu știu, sunt oameni politici care suferă foarte mult de această autoritate pe care vor să o impună în fața tuturor. Au fost câțiva oameni politici, într-adevăr, foarte buni, inteligenți, oameni care au lăsat o amprentă serioasă asupra vieții politice de după 90 în țara noastră. Un Adrian Năstase, care însă a fost de o aroganță înfiorătoare. Un Victor Ponta, iarăși. Și Liviu Dragnea, mie mi se pare că se înscrie în același... Completează, exact, da? Exact, aroganța lor. Se consideră mai bun decât toți ceilalți și vor ei să conducă, vor să-și însușească... Dar nu aceasta e atitudinea conducătorilor în general? Nu, asta e atitudinea. Aș completa să spun că e un aer din ăsta în cadrul PSD-ului de superioritate. Exact. Și că deci cu sprijinul maselor populare au impresia că... Ei au câștigat votul, dar nimeni nu le-a dat dreptul să dea aceste ordonanțe. Ei n-au câștigat acest drept să dea aceste ordonanțe să calce pur și simplu libertatea și statul de drept în picioare. Bun. Haideți să vedem, apropo de, iată, nu mai avem foarte, foarte puțin timp, mai avem la dispoziție, apropo de protestele care au avut loc în țară, acolo unde în marile orașe 10.000 de oameni au ieșit în stradă, să vedem care este ecoul la Buzău. Cred că am avut imagini, a fost un protest, așa, o încercare de protest, să-i spunem mai mult, undeva în jur de 30 de persoane care s-au strâns pe platoul din Piața Dacia, au avut pe niște coli, am înțeles eu, scrise anumite lozinci, ceva anemic. Iată, avem acum și imagini. Vedeți o mână de oameni care au încercat cumva să-și exprime nemulțumirea. A fost, bineînțeles, un protest, dacă îl putem numi protest, așa, mai mult tăcut. Bineînțeles că nu exista nici autorizație. Jandarmii, poliția au vegheat de la distanță, nu au fost conflicte. Dar una peste alta, haideți să vedem cum vede omul de rând, cum vede buzoianul, ce se întâmplă la nivel național. Haideți să urmărim materialul și revenim. Da, nu mi se pare normal ca cei care au făcut fraude, care au furat milioane de euro să fie liberi. Dar cei care au pedepse mai mici sau chestii din acestea... Președintele Iohannis vrea să ne cheme la referendum ca să hotărâm dacă această lege va trece sau nu. Eu cred că la momentul actual nu este principal referendum. Mi se pare altceva mai important de făcut. Bugetul și altceva. Să poate așa ceva, să scoate toți politicienii din pușcărie. Nu prea e ceva normal să fie așa ceva, dar asta este. Ce vrea România acum. La pușcărie le dea drumul să fac alte nenorociri când ies. Când au cu ce să trăiesc, când au atâția ani care sunt băgați acolo, ce să le fac? Asta este. Să-i țină acolo, domnule, să nu le dea drumul. Cum se poate? Așa trebuie să ieșim toți în stradă. Au fost proteste și la Buzău. Aproximativ 30 de persoane au fost pe platoul Dacia. Puțin. Noi suntem mai slăbuți. Care este părerea dumneavoastră vis-a-vis de această lege? Păi cum să fie? O părere foarte proastă. Păi încurajează hoția. Le-a dă voie să fure. Până la 200.000 de lei sau, mă rog, nu știu.
suma exactă, cât poate să fure. Președintele Iohannis vrea să ne cheme la un referendum pentru ca poporul să decidă în privința acestei legi. Ce părere aveți? Da. Voința poporului, voința populară, hotărăște. Nu hotărăște ei soarta țării. România nu este un SRL al lui Dragnea, al lui Liviu Dragnea, care este un penal. Dar păcat că harta României, după alegerile de 11 decembrie, era roșie. Păcat. E bine cum face guvernul ales, care l-am ales cu toată plăcerea. Sunt de acord cu tot ce se face împotriva legilor grație. Da. O parte din opiniile poporului, da? Omul de rând, cum înțelege, cum percepe și cum vede toată această situație? Majoritatea au perceput bine. Da, spuneți dumneavoastră. Bun. Întrebare și pentru dumneavoastră. A întrebat colegul meu și v-aș întreba, pro sau nu referendum? Este o inițiativă. Nu știu, mie mi se pare că s-ar cheltui niște bani inutil cu referendum. Adică e o chestie care este mult prea clară ca să nu fie date aceste ordonanțe. De ce să cheltuim banii pentru... Nici pentru familia aia nu trebuie făcut referendum, nici pentru nimic. Sunt bani cheltuiți aiurea, când educația, când n-avem spitale, când nu sunt medicamente, când sunt copii care n-au ce să mănânce într-o țară, care noi cheltuim banii pe referendum. Domnul Minică? Cred că este inoportun din multe puncte de vedere. Noi avem, totuși ne-am exprimat votul, opoziția cu puterea trebuie să găsească soluțiile de compromis. Corect. Și să nu mai aruncăm și fondurile, dar să e și periculos din orice măsură din asta, orice hotărâre de guvern sau orice lege să venim la popor. Pentru că la un moment dat, practic, nu mai au ei niciun rol și ce facem? Ne alegem un președinte sau un guvernator sau, eu știu, un prim-ministru și atunci vom vota cu toții legile. Nu, nu. Eu consider că s-au făcut greșeli. Este bine că societatea a avut reacție și a tras semnalul de alarmă și cred că trebuie să se întâlnească, să discute și cred că cea mai înțeleaptă treabă ar fi ca aceste legi, că ele pe undeva în anumite... într-o anumită măsură sunt necesare, dar trebuie să discutate în Parlament. Transparent, exact. Discutate în Parlament, si. Chiar și transmise. Instituțiile abilitate. Și instituțiile abilitate, aici v-am spus, eu am rezerve cu privire la anumite instituții, pentru că dacă discutăm de separarea puterilor în stat, e altceva. Deci nu putem să cerem avizul până la urmă parchetului pentru eliberare condiționată. Cred că totuși legislativul este cel care hotărăște și care ia pulsul populației și care gestionează până la urmă ce se întâmplă și în pușcării și ei știu și câți au acolo cu pedepse mici, ei știu cum s-au supraaglomerat, ei știu ce au de făcut acolo mai mult decât alte instituții. Cu ultima întrebare mai am pentru dumneavoastră, trebuie să încheiem emisiunea, dar aș vrea să vă întreb, mă interesează părerea dumneavoastră, ce credeți la Buzău întotdeauna, să spunem că acțiunile acestea nu au prins. Iată, am văzut o mână de oameni. N-au curaj, nu sunt bine informați care să fie motivele. Nu-și asumă, da? Sau poate pentru că nu știu de ce ar trebui să iasă în țară, în stradă. Care să fie realitatea? În orașele mici, oamenii se cunosc foarte mult între ei, mulți se tem, da, iată, se jenează, ar putea, da, să-și... și nu sunt bine văzute astfel de ieșiri. Deci în aceste orășele, da? În orașele mici, nu. Domnul Minică? Deci în orașele mici nu se va ieși pentru că știu că oamenii sunt monitorizați, sunt potențiali formatori de opinie și la orice chestiune mai delicată vor fi sub lupa autorităților, apostrofați. Locurilor de muncă și așa mai departe. Eu am avut în decursul activității mele sindicale de nespuse, cum să spun eu, neplăceri din punctul ăsta de vedere, pentru că mă duceam să fac anumite demonstrații, să le coordonez, așa. Și foarte greu atrăgeam oamenii pentru care, de fapt, mergeam la ce... Exact, și pentru drepturile lor. De multe ori ne trezeam un grup de oameni, așa cum erau și aici în piață, puțini, lumea n-are curaj, societatea civilă e slab dezvoltată, nu sunt formatori de opinie și o chestiune așa... Și mai trebuie să mai vedem un lucru. Buzău totuși are o anumită coloratură și e clar că ieșeai acum împotriva a ce? Împotriva majorității care au votat într-o anumită direcție. Așa este. E foarte complicat să
să, o minoritate să ia atitudine în cadrul unei majorități. Da. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență, doamna profesor Chiriac, domnul Minică. Vă doresc, doamnelor, domnilor și dumneavoastră, o seară liniștită, o seară frumoasă, să ne auzim cu bine. La revedere!